Bun găsit la o nouă ediție a călătoriilor în trecut. Astăzi vom vorbi despre primul rege al României, Carol I. Și pentru acest subiect l am invitat pe domnul profesor Adrian Niculescu și istoric în același timp. Bună ziua, domnule Niculescu! Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră. Îmi face plăcere să ne vedem. Trebuia să ne întâlnim mai devreme cu o lună, dar din, din cauze tehnice ne întâlnim acum să discutăm. Fel de Oricând e venit întâlnirea cu dumneavoastră și cu radioascultătorii RFI. Vă mulțumim, vă mulțumim mult. Astăzi vom discuta despre Carol I, omul care a avut cea mai lungă domnie din istoria țărilor române și a României. L-a bătut între ghilimele și pe Ștefan cel Mare, exact. 47 de ani, bătut în breșă, 48. Exact, 47 pentru... Ștefan, 47 la 48, 48 la 47, la... da. Exact un scor strâns, Umejile dar la rugby. da. Strâns, dar la bătut. Da. da. Absolut. Da. La bătut vorbim despre Carol I, prinț german, omul care a modernizat principatele române, vine după o domnie a lui Cuza, care unește cele două principate sub, sub conducerea sa, iar Carol este omul care desăvârșește și modernizează. Haideți să vedem un pic care era contextul internațional odată cu venirea, în momentul venirii lui Carol, pentru că pentru România această venire este cumva salvatoare, nu neapărat a lui, dar a unui domn străin, pentru că altfel riscam să pierdem această uniune sub un principe. Hai să o luăm metodic, În primul rând, ce înseamnă venirea unui domn străin? Într-o țară de genul României, încă din 1862 chiar denumire ex chiar dacă nerecunoscută la nivel internațional, era vorba de o problemă culturală, principalmente politică, dar care la bază este civilizațional. Aceste țări care au avut domn străin, le vom enumera și vom găsi care este numitorul comun. Cea din trei a fost Grecia, 1830. Cea de-a doua a fost România, 1866. A urmat în sfârșit Bulgaria. 1878 și 1886 vom vedea cu o schimbare de macaz nu neapărat fericită sau, mă rog, în fine, discutabilă. Și Grecia au avut o schimbare de macaz de casă domnitoare de altfel. Casa de Bavaria este înlocuită cu casa de Glücksburg din Danemarca. Care până astăzi, teoretic, regele Constantin a murit acum, ultimul rege al lor, regele Constantin al doilea a murit acum câteva luni de zile. Uh, care era sensul? Ce au în comun țările acestea? Toate erau țări de confesiune bizantin-ortodoxă. Ortodoxia răsăriteană, cum putem să o numim. Adică ce înțelegeau constantinopolitanii, răsăritenii, bizantinii prin ortodoxie. Da? La fel cum romano-catolicism, înseamnă ce înțelege romanul, omul de la Roma, pontiful de la Roma, dacă vrem, prin universalism. Deci e o chestiune de terminologic. greco bizanțo ortodoxia din păcate știm că din punct de vedere societal a dezvoltat niște societăți extrem de înapoiate, extrem de rudimentare, extrem de rămase în urmă, și cu o cultură extrem de precară. Asta ne-a făcut cadou ortodoxia răsăriteană. Ori uh, intraserăm și noi, în sfârșit, într-o epocă de globalizare, după 1830 și, cu momentul fundamental, Revoluția de la 1848. Asta este momentul de, ne, uh, de netrăgăduit și de nenlocuit dacă comparăm lumea românească cu spun lumea românească, nu încă, nu neapărat în niciun caz încă cuvântul România, deși exista patrioții români, îl foloseau la 1818, un grec care se numește Dimitrie Filipidi a lansat prima, un strămoș al lui Alexandru Filipide, mare lui poet, a lansat ideea de cuvântul România, 1818, dar vorbim de lumea românească încă. Lumea românească, la 1830, să spunem așa, începe să ruleze, să dea drumul la motor, ca la un avion care, până a decola, trebuie să meargă pe pistă, să ruleze, să prindă viteză. E, desprinderea de pământ decolare are loc la 1848. Nu se putea decolarea de la 1848 fără un rulaj pe pistă Accelerat din ce în ce mai mult, și asta începe, din păcate, deja de-abia la 1830. Noi vom vedea decalajul enorm. Practic, e atunci momentul de început al perioadei moderne a lumii românești. Dacă facem o comparație cu Franța, este tragic, fiindcă în Franța perioada contemporană se consideră începută odată cu Marea Revoluție, 1789. Suntem 50 de ani după Marea Revoluție și noi intrăm de-abia în modernitate. Franța intrase în modernitate cu François I la 1500, odată cu renașterea, cum toată Europa Occidentală până la Brașov și Oituz, da? De la Lisabona până la Oituz. Intră în modernitate odată cu episodul major, renaștere, reformă pentru lumea Nordului Europei. Noi am intrat cu vreo 350 de ani mai târziu, iată decalajul, o sarcină în fața căreia patrioții fondat, părinții națiunii, cum îmi place mie să-i spun, pațoptiștii, părinții națiunii, au trebuit să facă ceva, să grăbească acest proces cu care eram în întârziere de mai mult de 350 de ani. Este un scriitor român pe care îmi place să-l citez, se numește Octavian Paler, care scria undeva atunci când primele primul pian a intrat în principate Mozart murise de 40 de ani să reflectăm, să ne vedem oarecum lungul nasului în contextul ăsta. Se Problema... și explică decalajele ulterioare care s-au acumulat de-a lungul istoriei. Începeau să parare... se reducă după 1830, s-au redus. Da, nu zic, vorbim de contemporaneitate de epoca noastră, am pierdut timpul și cu comunismul, deci avem, am Asta am este... pasul pe loc și după 90, da. Cu totul altceva. Exact. Dar, mă după 90 totul s-a mers înainte, nu s-a mai bătut pasul pe nu, loc. Eu prejudecat. Eu prejudecat. Eu nu cred în asta. S-a mers bine din prima zi, din 22 decembrie 89, România a intrat într-o altă eră. între puțini, atât de optimiști. Am convingere. Am trăit am în exil, aici. am văzut România asta crescând, am văzut-o de la firul ierbii. Din 22 decembrie după masa, România intră într-o altă eră, într-o altă epocă, s-a rupt absolut tot ce era trecutul. În ciuda unor prejudecăți care eram. Dar ce vreau să spun este că problema domnului străin pentru țările de tradiție greco-ortodoxă. A fost fundamentală ancorare în Europa occidentală, dacă vrem să o spunem așa, chiar dacă ele fizic și, și psihic erau totuși țări care nu erau occidentale. Dar simțeau nevoia să aibă o legătură cu lumea occidentală și asta era teoria prințului străin. Prințul străin dintr-o casă domnitoare europeană, când ajungeai din Nepal cu el sau din Afganistan, să luăm un domn afgan în țările române, asta ar fi fost culmea ironiei. Ne uitam totuși spre civilizație. Evident. E, și atunci, de deci ce este formula de ancorare în lumea occidentală, în Europa până la urmă, a țărilor de confesiune greco-orientală? Bizantin ortodoxă. Și este un lucru uh, esențial s-a întâmplat în aceste trei țări. O să vă spune, dar mai sunt unele țări. De exemplu, există Iugoslavia, Serbia. Serbia este singura care a insistat pe o dinastie locală. În Serbia, coborătorii lui Cara Gheorghe, care a fost un fel de sociologic vorbind Tudor Vladimirescu. Uh, să spunem așa, sârb, da? Uh, Coborât, Tudor Vladimirescu n-a avut urmaș și a sfârșit și cum s-a întâmplat, cum știm bine, decapitat, uh, fiindcă el i-a trădat pe toți, pe turci, pe greci, pe ruși. N-a trădat poporul român. Asta e singurul lucru. El a rămas fidel poporului român, dar el trădare o făcuse. <laughs> o făcuse repetat. Nu pentru poporul român. Iată, trădat pe toți ceilalți și, bineînțeles, a fost, din păcate, executat. Dar e o, o mare figură a lumii române, să înțelegeți, e o imensă figură. Totuși, nu el reprezintă trecerea către modernitate, limbajul lui este încă destul de, hai să spunem cuvântul, butucănos, patria este norodul, nu tac marșefuitorie, e o diferență enormă între limbajul Revoluției de la 1821 și limbajul de la 1800 shop de exemplu. Era făcut de, era ori ori, de, de alți oameni veniți de la Paris, străinătate, Cu altceva, Mă da. revin. Uh, problema uh, acestei ancorări. Serbia este contraexemplu. Este exact contraexemplu pe care noi vrem să le evităm. De ce? Fiindcă acolo urma și lui Cara Gheorghe, repet, sociologic, un Tudor Vladimirescu, neguțător de... Și nu știu ce, cu deschidere la Viena, cu limbi străine, măcar limba germană, cu o cunoștință cât de cât geopolitică, cum am spune noi astăzi. Bun. La noi n-a existat așa ceva, să rămână o dinastie de Tudor Vladimirești, acolo a existat. Și au ajuns să se taie în cuțite cu cealaltă familie, cu familia adjunctului lui Ob Obrenovici, adjunctului lui uh, Caragheorghe. Deci familia adjunctului, descendenților, cu familia, să spunem, legitimului, în sensul că era inițiatorul, uh, e ca și cum la noi, dau un exemplu așa cam la limită, ca și cum urmașii lui Tudor Vladimirescu, care n-au existat nici măcar biologici, s-ar fi încontrat cu urmașii lui Dimitrie Macedonski, care a fost mâna dreapta lui Tudor Vladimirescu. Ia gândiți-vă ce ar fi fost dacă marele poet simbolist Alexandru Macedonski ar fi ajuns să taie în cuțite, Dumnezeu știe, un mare poet de pe la 1900, rondelul florilor, rozelor ce mor, mor în grădini și mor și mine și erau atât de viață pline și acum mor așa ușor. Ăsta ar fi fost destinat să fie unul dintre candidații la tron. o domnie, la da. tron și eventual să se bată în cuțite cu ceilalți. La 1903 se inventase deja avionul. În Serbia a avut loc o așa-numită dramă de la Belgrad când toată familia Obrenović a fost omorâtă de către familia Karagheorievici, de descendenții lui Karagheorievici. Practic era un război o pentru coroană ne ca nevumediu. Exact. În 30 de an, cam 30 de ani, 30 de ani. Cunoscută este Maria Obrenović iubita amanta, dacă vrei, lui Cuza, Bucuza. care era soția lui Miloš Obrenović din Serbia și care căruia Cuza i -i dăduse, căre, care primise de la, asta e paradoxul, primise de la... Uh, acest obrenovici o spadă celebră pe care scria Amicus certus in re incerta cernitur. Prietenul la nevoie se cunoaște pe românește, prietenul sigur în vremuri incerte se cunoaște. Bun, noi cunoaștem această dispută. S-au tăiat în cuțite într-o manieră oribilă și era contraexemplu ce se poate întâmpla la noi. Aduc aminte că la noi, în 1866, s-a făcut un calcul, mi se pare Dimitri Onciu, a, a, are un articol în sensul acesta, și spunea: Erau 11 persoane care aveau dreptul, să teoretic, să pretindă la tron: că erau bibești, că erau știrbei, că erau Sturza, că erau dintre familiile astea, iar aceste persoane, teoretic, aveau drept la o legitimitate în măsura în care erau așa numit os domnesc, cum se spunea înainte, ar fi fost o absurditate, o nebunie. Acesta și motivul pentru care nici Carol, nici urmașii lui nu se puteau căsători cu femei locale, rom locale români. Da, vom discuta. Și atunci, soluția aceasta domn străin din casa domnitoare europeană este o soluție care a fost găsită ca un compromis acceptabil și foarte bun la divanul ad hoc, la divanurile ad hoc. După cum știm, divanurile ad hoc la 1857, ianuarie 57, dau o rezoluție comună și în Moldova și 3 ianuarie mai precis, 1858 ca să fim exacti, dau o rezoluție comună în care spun așa, o încheiere cum se nume sigur că divanurile au fost convocate pentru ad hoc, adică pentru acea chestiune precisă. Vreți români unirea, da sau nu, cerea conferința de la Paris. Atunci patrioții întoși din exil și așa mai departe, pa foștii pașoptiști în special, au zis, domnule, dacă toți suntem reuniți aici, haideți să facem o frază mai omnicomprensivă. Și atunci au zis, da, vrem unirea, evident că da. Știm bine că în Moldova a fost problema aceea, de aia s-a până pe 3 ianuarie 58, au să fie refăcute alegerile, fraudarea lui Vogoride, se cunosc lucrurile astea. Și atunci, încheierea e oarecum similar. Tonul venea de la București, aici era centru și erau liberalii radicali, Rosetti, Brătianu și așa mai departe, nucleul ăsta liberal radical de centru stânga, de stânga. E ideea era 1. Vrem unirea? evident că da. Cu într-un singur stat cu numele de România, cu guvern reprezentativ, cuvântul este un sinonim mai soft al cuvântului democratic, guvern reprezentativ. Terminologia atenție se folosea și la regulamentele organice când apare la noi primul sistem embrionar reprezentativ, foarte embrionar, dar totuși cam destul de real reprezentativ, cuvântul e și acum funcțional, dar spunem democrație, dar este de fapt ideea de guvernare uh, guvern reprezentativ. Da? Și acum trăim într-un sistem reprezentativ de la 1832, de la regulamentele organice, uh, care s-a adâncit, sigur, democrația și sfera, aria și așa mai departe. Și în sfârșit, punctul 4, domn străin, din casă domnitoare europeană nelimitrof. Adică dacă era un austriac sau eventual, știu eu, Doamne ferește, un rus, nu mai vorbim de un turc, era problema de anexiune, era tema de anexiune. Atunci, a domn străin din casă europeană nelimitrof. Din aceste patru deziderate trimise la Paris, numai două au fost acceptate doar ideea de unire, fiindcă asta era de fapt scopul principal, ele erau aproape, dacă erau rei, puteau să spună asta, nu e în afara problemii, puteau să spună, e în afara chestiunii, dar nu s-a procedat așa, s-a procedat, fiindcă intraserăm după războiul Crimei și înfrângerea Rusiei, intraserăm și noi în sfârșit într-o zodie bună, Între, începea să miroasa parfum puțin de Paris, așa, și pe ulița noastră. E, se admite unirea, era clar, asta de, eram consultați ad hoc pentru această problemă, s-au mai adăugat și unele chestii în afara chestiunii, dar au fost luate în considerare. Ce? A fost respins numele de România, scurt, nu se acceptă, era prea, să spunem așa, revoluționar, subversiv chiar. Se acceptă, bineînțeles, guvern reprezentativ, mai ales că și înainte se folosea termenul ăsta și nu au avut nimic împotrivă, guvern reprezentativ. Nu se admite însă punctul fundamental, domn străin din casă domnitoare europeană, Nelimitrov. asta a fost marea problemă, drept pentru care a trebuit să vină o soluție de avarie. Și se spuneau că trebuie să e că nu se specifica, dar se înțelegea că or să fie doi domni, de au fost două alegeri de către domni. Noi am făcut unirea sub un singurul... A fost o Da, dar domn, ei vedeau în special o altă, un alt aspect acolo. Domnul străin reprezenta anticamera, ei știau foarte bine, independențe. Deci Clar. nu se putea ca un domn străin să rămână sub papucu sultanului. sultanului. Ori, asta este o realitate. Culmea este că în cărțile comuniste se spunea aberația că puterile occidentale, hulpave, vreau să instaleze aici domn străi, pe tocmai aia a fost respinsă, nu știu, că să, dar în istoriile comuniste se spunea că hulpa occidental vreau să pună laba pe lumea românească și ne-au trăit domnul străi, pe tocmai aia a fost respins. Noi ceream domnul străi. Noi ceream, domnul străin. Noi ceream, domnul străin. Și aici tot uh, uh onciu, dacă nu mă într-un studiu de cătură cu chestiunea aceasta, spune, uh, citează pe Cogălnicianu, care spune, zice, și cine, culmea Cogălnicianu, care, în fine, după aceea a avut o poziție destul de discutabilă, a dizolvat manul militarii adunarea la 2 mai la ordinul lui Cuza și așa mai departe, uh, Cogălnicianu spunea, într-o frază mai colorată, zice, și cine ar uh, propune uh, un domn băștinaș, ar fi fost, citez, scuipat între ochi. Asta era expresia care a fost citată de Onciu, din Cogălnicianu Deci era clar că era total impopular, fiindcă se temea o evoluție ca în Serbia, o tăiere încuțită a unora și o altora și mai era o chestiune ideologică. Spunea, cred că tot Cogălnicianu citat acolo, de Onciu, în studiu ăsta despre monarhie, aducerea monarhiei străine, chiar și cel mai. Liberal, prinț local, ar fi fost mai reacționar decât cel mai reacționar prinț străin care venea aici. Fiindcă noi vrem o evoluție progresistă, democratică. Ori domnul ăsta care ar fi venit străin era chiar și cel mai retrograd, să spunem așa, cel mai conservator, era mai deschis la minte, open-minded, cum se spune, față de cel mai progresist domn de ăsta din familiile astea, știrbei, sturza, e tot sau de mentalitatea ceilalți. care era atunci în țările române. Evident. Și atunci, iată cum s-a ajuns la această... Din păcate, nu s-a putut și a fost o soluție de avarie Alexandru Ioan Cuza. Cu... Alexandru Ioan Cuza a fost clar o soluție de avarie pentru el s-a și inventat, lucru mai puțin cunoscut, s-a și inventat un termen, termenul de domnitor. Nimeni până la el n-a fost domnitor. Lui s-a spus domnitor tocmai fiindcă era vorba de o domnie de facto, nu de iure, pro tempore, pe timp limitat. Șapte ani și nu mai mult. De ce șapte ani? Fiindcă era teoretic în vigoare principiul de la Balta Liman. 1849, care în sfârșit stipula o domnie pe șapte ani. Domnii pe șapte ani au avut numai Ghica de Moldova și Barbu Dimitrie Știrbei de țara românească, au avut de șapte ani și întrerupți cu războiul Crimei, dar era o idee care se vehicula încă de la Ackerman în 1826, domniile pe șapte ani. Ori ăsta a fost un gentleman agreement, gentleman's agreement, domnie pe șapte ani, dar nu era scris nicăieri. Era un gentleman's agreement pe care după și, un, aceea, și unirea celor două principate pe perioada domniei uh, lui Cuza. E, nu. Aici era o problemă pe care Cuza a făcut-o. Cuza și-a făcut... Uh, aici e o altă problemă. Uh, s-a hotărât, deci, ideea asta și cuvântul... Atrag atenția asupra acestei chestiuni care este uh, neglijată. Cuvântul domnitor s-a aplicat... Și a fost inventat numai și exclusiv pentru Cuza. De ce fiindcă toți ceilalți erau domni, Domn cu hârzobul din cer, da? Ăsta era Alexandru Ioan Cuza, domn cetățean, ales pe principiile revoluției de la 48 care stipulau domn ales, respons, domn ales pe 5 ani, domn responsabil, terminologie foarte importantă fiindcă domnul responsabil îi înseamnă Orice altceva decât monarhie de tip tradițional, domn responsabil, ales pe câte cinci ani din casă, din orice strat căutat în toate straturile țării. Ce însemna asta? Republică. Clar, însemna republică. Nici o tăgadă. Că îi spuneai domn sau floare de plastic, tot el era era ideea republicană. Numai președinții de republică sunt responsabili, fiindcă ei sunt aleși. Da, era Domn ales pe, pe principiul de la 48 cu uh, uh, exact. la până al treilea, care era prins președinte. Prin, da, dar când au scris ăștia nu se făcuseră încă prin președinte de-abia după 10 decembrie, Semeia. ăștia au scris-o săracii prin martie, au publicat-o la 11 iunie când a devenit publică proclamația de la Izlaz, ca Constituție de facto a lumii românești. Deci acolo în respect, dar toți cei care conduceau, care aveau influență în conducerea statului la 1857 erau aproape toți proveneau, deputații ăștia proveneau dintre pașoptii și aveau prezent acest principiu. Mi-aduc aminte o polemică. Președintele Iliescu a spus odată că Alexandru Ioncuza a fost de fapt un, un fel de președinte republican. Avea perfectă dreptate. Perfectă dreptate, numai că nu s-a înțeles oamenii erau, oh, leu, Iliescu vorbește de republican, la Cuza. Cuza este domnitor, pe o perioadă limitată, să țină minte când se bărbierește în fața oglinzii că el nu este ales acolo decât ca o soluție de avarie și scopul pentru care este ales, celul care i s-a fixat de națiune, celul este. celul sunt două. Celul sunt două. Sunt două celuri. Sunt două scopuri. Unu, să realizeze unire. De asta s-a achitat impecabil. Să realizeze unire. Chiar dacă o să vedem imediat. Să realizeze unire. A doua chestiune să înlesnească venirea prințului străin. Să fie, cum spun eu la studenți, să fie drumar pentru un fel de autostradă Bechtel care să unească Bucureștiul de Budapesta și de Viena, așa, o autostradă. Asta treia să facă el. Și el aici nu s-a achitat deloc. El n-a fost drumar, ci a vrut să-și facă propria dinastie, bazându-se pe faptul că acolo, în Convenția de la Paris și în toate actele, nu scria nicăieri este vorba despre o uh, domnie pro tempore. Dar când la București, pe 24 ianuarie, s-a hotărât dubla alegere într-un hotel care ajunsese la un moment dat, mă ocup și eu de chestia asta, regretatul profesor Răzvan Teodorescu și alți câțiva, profesorul Alexandru Radu, ne ocupăm de un hotelaj care se numește Hotelul Concordia, de În care, da, acum se pare că se va reface, dar nu știu dacă va putea, noi ne batem ca să aibă măcar placa aia memorială să fie repusă, de acolo spun că nu mai au placa memorială. Să o găsească și trebuie chiar mai mult. Acolo trebuie o cameră dedicată momentului duble alegeri. 24 ianuarie, când toată clasa politică se duce la Iași, greșește. 5 ianuarie este ziua Iașului, 24 e ziua Prima Moldova, a doua Fiindcă pe 23, 23, spre 24, așa scrie și pe placa memorială. Acolo s-a hotărât dubla alegerea lui Cuza. Ăsta a fost momentul hotărător. Și atunci au zis să-l alegem pe ăsta pe 5 ani, pe șapte ani, cum de era și în Moldova ales, fiindcă a fost ales tocmai că programul național prevedea domn străin adus pe vecie și pe dinastie nu pe 5 ani 7 ani, convenția de la Baltaliman și aici a fost problema, el a încălcat grosolan în această chestiune plus că a încălcat democrația fiindcă a pus cum v-am spus, manul militarii să fie evacuat adunarea la 2 mai și noi suntem singura țară în Apoda care avem ca 2 mai o zi așa aproape bună din istoria României și avem și o localitate la plajă la 2 mai. Asta este altă chestiune. Deci, ce trebuie să reținem? Ideea de domn străin înseamnă acroșarea, agățarea, ancorarea de lumea occidentală, de lumea europeană și, vă spuneam că mai era un exemplu, spun imediat, și însemna, de fapt, anticamera Independenței naționale. Asta a însemnat domn străin. Or, noi aici am forțat puțin mâna și am vrut acest domn străin să ne fie adus în țară. Când a fost dat afară cuza? printr-un act care, în toate cărțile de istorie, e considerat un mare abuz. După părerea mea, nu a fost niciun fel de abuz, a fost aplicarea principiului de, de divanul ad hoc 57-58, adică, pur și simplu trebuia el să facă venirea unui domn străin. În șapte ani trebuia să pregătească acest domn străin. Nu s-a achitat de sarcina asta. Bieții Rosetti și Brătianu, după 1864, când și-au pierdut statutul de parlamentar fiindcă a fost dizolvată adunarea, ca simpli cetățeni cu ONT-ul, ca să zic așa, s-au dus în Belgia să discute fiindcă se apropia sfârșitul domniei lui Cuza. Se apropia. Vă șapte ani, da. Da. Și atunci... În 65 s-au dus să discute în țara care era model pentru noi, în Belgia. O țară mică, nouă, de nouă creație, cu o Constituție Li profund democratică. Liberal, profund democratică. Pașoptiștii au experimentat-o. Pașoptiștii erau cu toții republicani, ca să fie foarte clar. Dar reconcilierea cu ideea de monarhie a fost în Belgia. Când au fost exilați de Napoleon al treilea lea și au plecat după 1852 din Franța, de exemplu, în regatul Belgiei au putut publica revista care era interzisă, le fusese interzisă apariția numărului 2, Republica Română. Revista Republica Română poate apărea în regatul Belgiei, în 53, că în 52 Napoleon, deși era încă împărat, era încă Republică, le-a interzis publicarea. Ei au experimentat pe pielea lor ideea aceasta a uh, unei monarhii democratice. Deci de aceea la... s-au dus în Belgia prima dată. S-au dus în Belgia să-l caute pe îl cheamă tot Filip, care e de actual uh, al Belgii, uh, Filip de Flandra, care sigur a acceptat Casa Domnitoare de Flandra. Absolut. De... A Belgei. Exact. S-au întors la București și aici i-au arestat, i-au băgat la Pârnaie uh, tot la uh, acolo, la dealul Spirii, au fost duși Brătianu și Roseti. I-a așteptat poliția lui, Cuza n-a fost bine. E, la un moment dat însă, sigur, a fost eliberați, că n-a să le spună prea multe, dar se știa bine ce făcuseră acolo. E, Cuza însuși era ezitant în decembrie, la 4 decembrie 2018. El nu era, nu știa că făcuse un jurământ acolo, dar el încerca, forța. La 4 decembrie 1865, el declară Că uh, legislatura pe care o începe era o legislatură absolut ridicolă de un, un an de zile. Nu există niciun parlament din lume ales pe un an de zile. El făcuse asta după 1864, parlamente grotești alese pe un an de zile. Legislatura nu mă mai va vedea pe mine, domn al țării românești. A spus o chestia asta, pe 4 decembrie, în discursul tronului. Ceea ce însemna că el se pregătea de momentul 24 ianuarie, maximum. 5 ianuarie, maximum 24 ianuarie, se pregătea. Ei, totuși, dacă era încă pe tron la 11 februarie, curat murdar, dar l-au săltat. Asta s-a întâmplat și în epocă a fost numită asta ca momentul recuperării libertății, fiindcă el introdusese o dictatură, introdusese încă o talpă la adresa democrației, se numea Senatul. Senatul s-a sărbătorit în 64, acum câțiva ani, în 2014, nu știu, 150 de ani, dar primii ani de existență au fost infami. Fiindcă Senatul era o instituție repede de frâna democrației. Cuza primea trei nume de la prefect și spunea, îl vreau pe Ionescu, Popescu sau Burtă Verde, vreau să fie Popescu. Așa era, prin numire de către domn. Bun, după 1866, Senatul a intrat să fie și el ales. Și atunci, în momentul răsturnării, a fost văzut ca un moment de restaurare a libertății și presa din Occident a salutat chestia asta. Problema mare a fost și aici e lucru fundamental. Ajungem, dacă vreți, am făcut mai multe digresiuni, dar ajungem la lucrul cel mai important. Uh, cel mai mare... Uh, cea mai mare văduvă, să zicem așa, între ghilimele a dării afara lui Cuza era Napoleon al III-lea. Era prietenul Xerox lui Cuza. Cuza se Xeroxase după el și la haine, și la trup, și la bustață, și la și tot Și la ce lovitura vrem. de stat și la tot. Absolut. Da. Și la lovitura de stat, iată, exact. A mers pe ideea bonapartistă. El a mers bonapartist. Așa. Și tot ce a realizat Cuza este că el a uh, reușit să grupeze împotriva sa două din cele trei curente liberale de regulă se știe curentul liberal radical, Rosetti Bretianu, curentul moderat, Ion Ghica. Se uită că mai era și al treilea curent. Este exact curentul lui Cuza, curentul centrist liberal. Curentul liberal centrist al lui Cuza, în care erau Bozianu, care a fost ultimul prim-ministru, Rosetti Bălănescu, care era Petre, Rosetti Bălănescu, care a fost ministru de externe, știu eu toți, C Cogălnicianu însuși, în primul rând, care a păstrat mult timp infamanta ștampilă de maist, adică om de la lovitura de stat de la 2 mai. Era ceva total antidemocratic, dar repede, la noi trăim în România și se răstoarnă lucrurile, e o chestie bună, nu era nicio chestie bună 2 mai. Iar uh, curent, deci el grupează, asta e marele succes al lui Cuza la sfârșitul domniei sale, când o sfeclește pe românește. Doi, două curente din trei liberale și conservatorii. și conservatorii. Mare succes. Au rămas cu el numai gruparea asta de liberal cu Apostol Arsachi, toți cei care au fost miniștri, Nicolae Crețulescu, grupările astea care erau cu el, liberalii centriști. Când se plânge, se plâng lacrimi de crocodil coc asupra acelei legi, că nu putea să facă altfel legea, ba putea, legea, fi, legea funcțiară, legea rurală, ba putea. Fiindcă proiectul liberal radical, cred că vă dați seama că era mai radical decât un proiect centrist. Dacă el era aliat cu liberalii radical, treșea legea fără discuție. Dar uh... Pretextele pretextul ăsta este toate cărțile de istorie că și bai săra cu cuza, nu putea să treacă legea rurală dacă, era, dacă nu făcea lovitura de stat. Sigur că un pic de autoritarism, nu, nu, a fost mult autoritarism și o dictatură. Să se spună pe lucruri pe e, Bun, este pe dat nume. cuza, dat, este dat jos. Demonstrația cuza este coaliție. răsturnat. Problema da. este că se supără tare mult și scoate flăcări pe nas Napoleon al III-lea. Și atunci insurgenții, putem să-i numim, Uh, complotiștii de la București, ce, cei care l-au răsturnat pe cuza de cele două familii liberale din trei și conservatorii, grupați cu toții în așa, s-a zisă monstruoasă, nu că erau monștri acolo, dar că era într-adevăr o chestiune în care erau. Grupau, două extreme. Grupau da. și extrema stângă da. și extrema dreaptă, dar și centru, da. extremul centru, deci era heterogenă. Dar termenul a fost luat cam ad hoc, așa, fiindcă. Tot din Franța. Da, da, da. da. Ei, ideea fundamentală este că trebuia îmbuna Napoleon al III. Asta a fost o mare problemă. Care era cel mai mare sprijin Operatora, al nostru apărător și Franța încă era principala putere europeană exact. la acel moment. Iar, revin la o chestiune legată de Cuza, fiindcă toate se leagă, chiar dumneavoastră ați ridicat-o. Problema cea mai tristă, ca să nu spun urâtă, a lui Cuza a fost că el a reușit prin acel faimos hatișerif din 4 decembrie 1861, care recunoaște dubla unire, turcii recunosc dubla unire, dar la pachet cu domnia lui Cuza. Da. Cuza reușește să insereze în acest hatișerif la pachet ideea vreți unirea, mă vreți și pe mine. Da, ea... Unirea numai cu o mine. personală, frate. Exact. Așa și fost uniune personală consider luăm la rusul sau așa veți vedea 1862 1859 este uniune personală din 62 e fuziune și așa mai departe. alea a fost partea bună a lui Cuza. să nu uităm Cuza a avut consens până prin 63. Ultimul moment de mare consens a fost confiscarea averilor mănăstiriiște. Adică așa numită secularizare sau confiscarea cum ar fi trebuit averilor ecleziastice, dar s-a spus ca să atenueze mănăstirile, numai că mănăstirile aveau 99% din proprietățile ecleziastice, ce era exact cum a fost și în Franța și în Italia, în Franța la Marea Revoluție, în Italia în 62 a fost lucrul ăsta. Bun, și s-a dat pământ la țărani. El a reușit această scamatorie să facă... Vreți unirea? Mă vreți la pachet și pe mine. Asta prin Hachisheriful din 1861, care la 24 ianuarie 62 consfințește unirea și face numele statului România, măcar unilateral și așa mai departe. Bun, pericolul era desfințarea, desfacerea unirii. Asta era pericolul în 1866 de care se temeau și era riscul major al celor al insurecționalilor, să spunem așa, din 11 februarie. E problema sau complotiștilor. Napoleon vărsa foc pe nări. Și a fost trimis la Paris un domn care se numește Bălăceanu, Ion Bălăceanu, Ion Bălăceanu fusese tânăr ofițer trimis în 1859 pe frontul italian de la Novara când a fost salvată unirea de un episod extraordinar fiindcă dacă nu se întâmpla asta Italia ajutând Piemontul a intrat în Austria Haideți să trecem un pic mai, fel, nu se mai repede vă propun că mai avem da, puțin da, da. și trebuie să ajungem până la 1914 da. Lucrul ăsta a începutul da. lui, Cuza este, lui Carol e foarte important, da. modul în care a fost adus și așa mai departe și da. ce a făcut el pe la la avem pe Filip, Filip, în primul rând, pe care tot Ei. Napoleon al III nu-l dorește. Napoleon al III nu-l dorește dintr-o chestiune personală, îl consideră prea apropiat de familia lui Ludovic Filip, de care el se simțea, mai mult sau mai puțin inconștient, uzurpator, fiindcă ultimul rege al Franței, Ludovic Filip, fata lui Ludovic Filip, Maria de la Ida, este mama lui Filip de Flandra care este fiul primului rege al Belgii, Leopold de saxa coburg -Gotta. Și Napoleon avea și niște tendințe expansioniste al... în Belgia. El lui era teamă de această chestiune, nu îl suporta, fiindcă știa că avea un complex de uzurpație legat de Revoluția din 48, care poate că era chiar deplasat. Dar ce este important este să înțelegem că în momentul 66 trebuia îmbunat Napoleon al III-lea. Ion Bălăceanu este delegat. Ion Bălăceanu, repet, fusese în 59 la cartierul general al lui Napoleon de la Novara, în războiul Franco-Italo contra Austriei. Și era delegat, deci îl cunoștea pe Napoleon. Avusese o relație personală, era în corturile lui Napoleon ca observator din partea noului principat care se făcea cu ajutorul lui Napoleon în 18... și a celor alte 5 puteri, 4 puteri, în 1859 l-au trimis pe Ion Bălăceanu la Paris. Ion Bălăceanu nu este primit de către Napoleon al III-lea, este respins la Tuilerii. Și atunci încearcă și el, merge prin oraș și încearcă să vadă cine îl poate ajuta să ajungă totuși la Napoleon. Și într-un fel sau altul a ajuns la faimoasa doamnă Cornu, doamna Cornu, Cornu rom, care nu are nicio legătură cu România, o franțuzoică, care era doica copiilor lui Napoleon al III-lea. Și prietena cu Napoleon al III-lea din copilărie. Exact. Și atunci, exact. Și atunci, care avea o relație directă cu el. Și atunci, doamna Cornu a zis, uite, eu reușesc să te bag, tinere, domn Bălăceanu, vino cu coace cu mine, era tânăr Bălăcean, mergem la Napoleon. A reușit să-l bage pe ușa din dos. Asta e realitatea. Și acolo, Bălăceanu i-a spus, Sire, noi vrem orice soluție de domn străin ca să aplicăm principiile noastre de la 1857, divanurile atrope. Ăla este programul național. Alegeți-vă alegeți dumneavoastră, alegeți-mi un domn pe care să fie uh, de un prinț ca să fie uh, de placu, pe placul dumneavoastră. Și rezultatul a fost foarte bun. El s-a gândit, se pare că doamna Cornu i-a spus Băi, nu e vărul dumitale German uh, Carol care venea la castelul de la Fontainebleau, dacă nu mă înșel, și stătea, fiindcă el vrea să facă studii de istorie artelor. Părinții îl trimiteau la școală militară, a făcut și în 64 războiul din Prusia contra Danemarcei, Așa. dar el vrea istorie artelor și venea pe la Paris. El ar fi un om bun. E propunerea doamnei Cornu. Cornu. Și rezultatul este pozitiv. Cuza este deci, ca să se înțeleagă clar, Carol este vărul german al lui Napoleon al III-lea, el în calitatea asta a venit, că subsidiar în felul ăsta se premiau, ca să spunem așa, două dintre națiunile cheie care au ajutat la conferința de la Paris uh, unirea, fiindcă au fost de acord cu unirea uh, toate țările minus Imperiul Otoman, foarte ciudat, fiindcă Imperiul Otoman era de fapt după 1812, după raptul Basarabiei, devenise prietenul nostru, dar nu pe tema asta, în mod foarte ciudat. Și uh, Austria, erau opozanți totali. Al paradox este că Rusia, care ar fi putut să fie contra, era favorabilă, deci era o majoritate netă, 5 contra 2. Uh, Franța era totuși purtătoarea de cuvânt, ideile naționalităților și așa mai departe, și Prusia erau recompensate prin persoana lui Carol. Și în felul ăsta, Carol a fost ales, primul care l-a văzut la față, se pare că nu a fost Bălăceanu, au fost delegați brătiani care au mers la Düsseldorf, recent am văzut la televizor chiar niște ceremonii la Düsseldorf cu mm. familia regală a României și în felul ăsta s-au tratat mm. cu Carol Anton, Tatăl, tatăl său, care fusese cu o experiență mare, prim-ministru prim -ministru al Prusiei. Înainte lui Bismarck. Exact. Și discuțiile au mers foarte bine. Tatăl, însă, Carol Anton, avea teama asta. Că va intra sub papucul sultanului, ce se va întâmpla, e clar că ce se va întâmpla. Independența, 7-7. Se pare că împăratul Wilhelm I inițial nu a prea fost de acord cu numirea lui Carol pe tronul țărilor românești. Adică el a avut până n-a fost clar și convins de jurul Napoleon al III-lea, plus că se pare că avea oarecare teamă că Napoleon al III-lea va cere niște compensații. Poate teritoriale, poate de altă natură În schimbul numirii unui Hohenzoller Pe tronul unei țări e, Fiind acest Hohenzollern Hohenzollern în rudă directă cu Franța Prin familia de Boarnet Și familia Murat el avea bunici, boarne, și Murat, deci el era, un, de fapt, din clanul napoleonizilor. Asta trebuie să se înțeleagă. Era mult mai puțin Hohenzollern și mult mai mult Napoleon. Dar el se simțea totuși un Hohenzollern? În primii ani, în niciun caz. În primii ani a venit aici ca om al Franței. După 1870, după ce Imperiul German devine important prin înfrângerea Franței, atunci îi se ridică lui Sufletul German dar el știa că vine aici ca vărul german al lui Napoleon al iii -lea. și vine într o țară francofonă și așa care iubea Franța, în fine e francofil. Venirea lui aici a fost și aventuroasă, după cum se știe, Prusia, iarăși un moment nefericit, Prusia cu Germania, Prusia cu Austria, cu Austria era e. un bătălie, se urma să se dea faimoasa bătălie de la Sadova. Și e, tocmai atunci trebuia să traverseze întregul Imperiu Habsburgic, fiindcă n-avea prin pe Dunăre, acest domn, e, fiul lui Carol Anton, Hohenzollernul care trebuia să vină la București. E, vă dați seama că dacă era prins pe teritoriul austriac, era imediat arestat. Bătălia de la sadova este în iulie, el traversează în luna mai. mai. Vine cu vaporul. E, este o mare chestiune. Vine incognito cu pașaport fals. Cu pașaport elvețian, elvețian. Nu e fals. Un vrai faux pasport, era un termen franțuzesc, un vrai faux pasport. Yeah, Carl Hettingen Da, Höttingen. A fost dat de către autoritățile, nu știu care, dintr-un land, dintr-un canton elvețian. Galan, dacă pe, a... pilele da. lui Carol Anton, vă dați seama. Și trecea negustor, a mers cu clasa a doua, Um, sigur niște detractori de genul Vadim Tudor au zis, ah, Johenzol care au venit cu pașapoarte false, cu nu știu ce, chestii aberante din anii 90, mm -hmm. uh, venirea lui aici uh, a fost aventuroasă. Cu el era un singur om, uh, doi oameni, dacă nu mă înșel, erau care îl însoțeau, un domn serurie, serurie are monumentul, un funerar, cred că era de origine franceză, după cum îi spune și numele, era îmbarcat cu el și cu încă unul dintr-o, imediat o să-mi aduc aminte numele, cred că tot o familie de origine franceză. l un soțit pe vapor, incognito. Îl supravegheau ca un fel de gardă de corp, dar nu apropiată, nu schimbau, dar se știau. Ăsta e omul în caz că e o problemă. Problema mare a fost la debarcarea, e cunoscut episodul ăsta, debarcarea de la turnul Severin, vaporul se întorcea la turnul Severin, se înfăcea înapoi spre Viena. Ultimul terminus în Austria era Orșova. La Orșova s-a suit Brătianu în vapor cu el, tot incognito. Problema mare a fost că prefectul de turnul Severin nu prea și-a dat seama ce face și a adus fanfară că îi venea nou domnitor, da? fiindcă cuvântul mod aberant a păstrat și pentru Carol. Și acum vedem pe bulevard domnitor al României 6681, rege al României 81-14. Cuvântul domnitor este inventat exclusiv pentru unul care treia să fie protempore. Și asta e un studiu lingvistic. S-a făcut-o, acum a apărut și o carte a lui Klaus Bochmann, un mare lingvist german, care era aici într-un grup de studiere a nașterii lexicului social-politic. De-aia vă spun lucrurile acestea. Îl cunosc și prin familie, tatăl meu s-a ocupat și el de chestiunea aceasta, nașterea lexicului social-politic românesc. Cuvântul domnitor a fost inventat pentru unul singur, dar a fost păstrat în mod paradoxal pentru unul care venise să stea pe viață. Fiindcă prin, ca să spun așa, automatism și prin inerție. El vine aici, domn, acest prefect îi pune gardă militară și fanfară, și atunci se prinde capitanul vasului, care era austriac și care putea să-l aresteze și în acel moment. În momentul ăla se pare că a fost împins cu un vas să iasă repede de pe navă. A ajuns pe pământ românesc, din momentul ăla a fost înconjurat. și Capitanul austriac a înțeles că de fapt ăla era prințul și că el a ratat să-l aresteze. Mm -hmm. Cred că ajungea pe prima pagină ziarilor, dacă se întâmplă. Asta. Așa el avea a spus că era la bilet până la Odessa, Carol. Deci a coborât. Uh, sincer, la nu mai știu, da. din cauza că vaporul oricum se oprea la. Uite, asta e un amănunt da. pe care îl aflu de la dumneavoastră. Vaporul se oprea la punctul terminus, era Orșova cu întoarcere la turnul Severit. Asta era legătura noastră cu Occidentul. Pe acolo, pe vapor era mai sigur pe vapor decât pe pământ și ă, locul care era turnul Severin ajunge în lumea românească intră în România este primit extraordinar Primul, prima etapă e la casa goleștilor după cum știm la casa de la golești a familiei golescu una dintre marile familii patriotice ale lumii românești care se află dacă vrem din dinicu golescu este la rădăcina rădăcinii generației pașoptiste, fiindcă este dinainte, este avant la letre, este unul dintre spiritele solare, îi spun eu, împreună cu uh, Gheorghe Lazar, omul cu conștiința națională și, dacă vreți, uh, cu Mitică Filipescu, care e primul care aduce ideea de democrație, ideea de republică la 1840. Acestea sunt înaintașii pașoptiștilor maestrii pașoptiștri, cu golescu merg la casa cu golescu care erau acum frații golești acolo și apoi la București, pe ziua de 10 el spune un singur cuvânt în limba română jur, jur. evident că totul îi fusese dat în limba franceză și Constituția era de facto gata Fiindcă acolo vom vedea, este o Constituție destul de dificil de uh, digerat pentru el, este o Constituție extrem de democratică. El nu era un om, era un totuși un om cu gândire conservatoare. Carol, chiar dacă era tânăr, 27 de ani, venea dintr-o lume mai conservatoare, dar, cum spunea Cogălnicianu, probabil și cel mai conservator era mai uh, progresist decât cel mai progresist dintre pretendenții români, Beizadele sau așa mai departe. Și acceptă Constituția aceea, care oficial e datată, dacă nu mă înșel, 1 iulie, Constituția din 66, da, 1 iulie, da. dar principiile erau deja, fiindcă insurgenții de la 11 iulie, în principal liberal, radical, ăștia au fost. Cuza a dat afară de la stânga, ca să fie foarte clar nu de la dreapta, cum scriau cărțile comuniste de istorie, că conservatorii nu, nu, a fost dat afară pentru lipsurile sale democratice. Pentru asta a fost dat afară Cuza. Dacă nu dizolva adunarea, dacă nu închidea libertatea presei, pur și simplu, Rosetti Săracu era ziarist și el era principalul vehicol de luptă împotriva instaurării dictaturii lui Cuza, nu se întâmpla asta, dar a ajuns și la ciocnire și a trăit să fie momentul neplăcut de la 11-11 februarie. Ei bine, în momentul acela, Constituția aceasta era deja făcută, insurgenția văsese timp să o pregătească înainte, i-au supus principiile în limba franceză, bineînțeles. După aceea, la 1870, vedem că Cuza, Carol are niște ezitări și spune, că astea sunt niște... avea o scrisoare făcută către tatăl său, care a lăsat să fie publicată într-o publicație germană, care spunea, aici sunt niște principii demne de cele mai mari democrații ale lumii. Și asta e spre cinstea democrațiilor români, numai că ea sunt o extremă minoritate. Asta e marea problemă. Bine, în 70-71 a foarte... fost aproape să abdice, tocmai, uh, uh, Carol. A fost aproape, fiindcă erau legi care numai marile țări își puteau permite, Francia, nu știu ce spune mm. el. Și noi aveam aici niște principii ultrademocratice, introduse în Constituția aceea, chiar dacă era acel articol 7 care era discriminatoriu pentru populația izraelită, de neconfesiune creștină, care nu puteau să devină cetățeni, dar erau totuși principii extrem de democratice și el spunea, asta și le pot permite numai marile țări. Bine, e și în perioada în care Napoleon III este înfrânt iar românii erau pro filo -francezi, și deci aici el și el el exact. și el își descoperă acum mai mult, cum vă spuneam, germanitatea că până atunci el a fost om care mergea pe mai mult francofonie, dacă vrem să o spunem așa, în termeni moderni. E, în fine, a depășit și momentul ăsta. În 71 au fost 10 guvernări instabile, liberale, cam la 6 luni odată. Unul dar a fost un guvern de 3 săptămâni și altul de un an jumate al lui Ion Ghica, dar media era de 6 luni de zile, cele 10 guvernări din perioada 66-71. A fost momentul complicat al Republicii de la Ploiești în care liberalii, dați afară de la putere, și-au revenit la vechile lor nostalgii, să zicem, republicane și convingeri, de fapt, republicane. A fost procesul destul de complicat al celor care, fiindcă, de fapt, Candiano Popescu cu Republica de la Ploiești era, de fapt, legat cu trei fire roșii de Brătianu și de Rosetti. Au fost manifestații în fața tribunalilor care au fost cam intimidate și lucrurile până la urmă au mers bine. Carol a cerut însă o guvernare de mână forte. Fiindcă prea mult de smăți democratic, asta era ideea lui, ce, după părerea mea, democrația nu e niciodată prea multă, a venit guvernarea, a chemat la guvernare pe Lasca Catargiu, care introduce o guvernare de mână forte, conservatoare, pe placul lui Carol și această guvernare a funcționat 5 ani de zile, o legislatură, 4 ani de zile, o legislatură întreagă, însă după aceea liberalii au revenit la putere prin alegeri, da? totuși cei care erau mai bine organizați, cei mai bine organizați erau liberalii, în speță, liberalii radicali, Brătianu Rosetti, și avem momentul fericit până la urmă în care se prepară războiul de independență, chiar dacă situația a fost destul de delicată, noi nu puteam să ne opunem războiului de, făcut de ruși împotriva turcilor. Marele nostru noroc a fost că rușii au subestimat puterea turcilor și momentul ăla a fost momentul cheie al lui Carol, ăla a fost momentul cel mai important al lui Carol, Momentul când i s-a trimis o telegramă de la ruși, în care spuneau, pe 31 iulie 1877, la început noi am intrat în război fără niciun fel de garanție, doar că una teoretică, politică, dar ei voiau și alianță militară. Ori spuneau, cu cine să ne aliem rușii, care erau plini de orgoliu, cu niște musculițe precum voi, așa. Sultanului, da, da. Categoria semimuscă, da? Ca la boxări. Și atunci, în momentul când rușii însă au început să aibă niște înfrângeri și turcii s-au dovedit a fi mai greu de oprit decât se așteptau, au avut nevoie disperată de Carol. Și atunci i-au cerut faimoasa tele... din momentul ăla, într-adevăr, începe iară să fie un moment fast pentru noi. Momentul proclamării independenței n-a fost deloc un moment atât de... a fost un moment foarte dificil extrem de dificil cu, o, cu sufletul, cât puricele Cogălnicianul când a fost întrebat de Nicolae Fleva ce suntem, ce, suntem cred, dacă nu mă așez în stenogram apare și cuvântul ăsta, un stat independent, cred e, fiindcă de fapt nu aveam nicio garanție. Da, și noi eram recunoscuți la San Stefano nu am fost primiți la discuția între Asta ruși și a fost Turci. problema da. San Stefano, Tur rușii s-au văzut cu saci în căruță, noi am acționat exemplar la bătăliile pe care le știm, străzile din București, Maior Jurăscu Walter Mărăcineanu, Gheorghe Șonțu și așa mai departe, mari eroi care au murit atunci și așa mai departe în luptă, eroic, dar la, 8 martie, la 3 martie lucrurile au revenit ca înainte și turcii, rușii, iertați-mă, erau gata să ne ocupe militar. Dacă nu era numele de Hohenzoller din cartea de identitate din buletinul lui Carol, probabil că noi nu avem scăpare. Nu aveam scăpare. Și dacă era prințul de Flandra, risca să ajungă ori înapoi în Flandra, ori dus prin Camciatca. Dar mai la momentul ăla, e, nu te mai jucai. e marea problemă. Cu Prusia. Prusia era câștigătoare, era cea mai mare putere și, într-un fel, asta a fost și imensul, iată, ceva important. Noi am interceptat cei 40 de ani excepțional din istoria Germaniei, din, fa din istoria familiei de Hohenzollern, înrudiți, îndepărtat cu ei, fiindcă Carol era doar o rudă de gradul 7, dacă nu mă înșel cu Kaiserul, el avea însă o legătură personală, aceasta a fost o neșansă a noastră, se cunoaște mai puțin, Federic al III-lea care în 1888 a devenit uh, Kaiser, dar numai pentru câteva luni, fiindcă, din păcate, a murit. Ei erau prieteni, fiindcă se numeau Hohenzollern, dar ei au împărtășit camera, erau prieteni uh, la nivel personal. Ei se împrieteniseră, dincolo de numele de familie pe care îl purtau, care, sigur, a fost un adiuvant important, dar erau de gradul 8 verișori. Dar au fost împreună în războiul și au stat în cazarmă, au stat probabil în aceeași cameră sau în aceeași cazarmă, de la războiul din Danemarca din 1864. Din păcate, cum ar fi fost relația noastră cu Germania? mai puternică? A fost bună relația și noi, prin reflex, am captat și noi, în cei 40 de ani de domnie, a lui 48 de ani, am captat ceva prin reflex din ce avea Germania ca marea putere a Europei. Dar cel mai important lucru e că ne-au salvat din gura rușilor, fiindcă după 3 martie 1878 puteam să o încurcăm rău de tot și încerc să spun un cuvânt academic, fiindcă dacă nu ne adresam lui Bismarck și Bismarck să știe că a făcut-o optor fără niciun fel de plăcere, dar să știe că în țara românească era umilit un domn cu numele de Hohenzollern, asta nu puteau admite. Numele de familie, poate că dacă era după mamă Hohenzollern, după tată, și știe von ceva, asta, nu știu dacă ar fost același efect, dar îl chema von Hohenzollern, avea numele ăsta în buletin. Și pe chestia asta Germania, care profita și de faimoasa alianța celor trei împărați, e, nu, nu, să nu uităm momentul ăsta, alianța celor trei împărați, o chestie foarte interesantă, trei dintre conducătorii cei mai de seamă Absolut, cei și mai importanți s-au coalizat în 73 și în 79 au desfințat-o fiindcă nu funcționa bine dar alianța celor trei împărați adică noi suntem cei mai tari ne, o chestie urâtă dacă vrem dar cei mai tari din parcare ne aliniem și ne asociem dar după aia au fost conflicte între ei e, în 78 funcționa încă alianța celor trei împărați și în calitate de aliat Germania Prusia, Bismarck, a putut să-i spună uh, țarului, atenție, jos laba de pe țara românească în care domnește un om care se numește de Hohenzollern. Punct. Și țarul a trebuit să accepte. De-aia noi am și văzut imaginile acelea în care turcii se predau la români. Fiindcă românii erau de fapt o prietenă, asta a fost drama din 77. Noi după 1812 am avut o relație cordială, bună, prietenească. 48 nu s-a făcut niciodată dacă nu era Prietenia, în ciuda momentului idealul spirii pe care unii l-au exasperat și chiar Jules Michelet a făcut din asta și de asta s-a creat o întreagă maioneză incorrectă, turcii au fost întotdeauna prietenii noștri. Minus în momentul unirii, asta nu înțeleg din ce cauză, deși erau prieteni cu toți patrioții români, n-au înțeles momentul unirii, dar în 77 noi am trăit să facem aliați cu niște dușmani, rușii, să facem război unor prieteni, turcii. Asta a fost o mare dramă. Totuși noi eram sub suzeranitatea otomană. Da, dar... otomanii nu cred că ar fi renunțat așa ușor. Otomanii erau prietenii noștri. Otomanii erau prietenii noștri. Noi am căutat un pretext ca să ne aliem și noi, fiindcă ne dădeam seama că dacă ne puneam de-a curmezișul și la unghieni apăream cu un tricou, un dăsta turcesc așa pe care se scrie semilună, nu se trece pe aici, pe aici nu se trece, eram sfărmați, vă dați seama, și deveneam teatru de război și atunci Casa politică liberală românească e ce Dumnezeu să facem. Trebuie să ne aliem cu ei și să încercăm să ne agățăm de elefantul ăsta enorm rusesc, noi reamintitei mici care de-abia ne vedeam, musculițele, să încercăm să uh, profităm la maximum. Și atunci le-au cerut să declare uh, acceptarea independenței, dar ăștia au făcut-o într-o scârbă maximă. Și tocmai de-aia uh, a fost momentul ăsta fundamental din 31 iulie 1877 când s-au schimbat apele la noi. Și atunci au avut nevoie, de iată, la 3 martie nu mai aveau nevoie. Dacă nu era Bismarck și numele din buletin, Bismarck n-a fost prietenul nostru. Deloc. Ele se și la originea unei prejudecăți care circulă de mult. Că a fi român nu este, a avut o frază nefericită, a fi român nu este o naționalitate, este o profesie. Și încă cea mai puțin onorantă dintre ele spune, adică de dăm și mie, dăm și mie. Asta ne-a rămas de la Bismarck, care scrâșnind din dinți ne-a ajutat, fiindcă știa de numele de Hohenzollern, fiindcă altfel n-ar fi făcut ăsta neam nimic pentru noi, să fie clar. Bun, am trecut de războiul de independență în felul ăsta, turcii se predau la români, fiindcă știau că erau de fapt prieteni, Osman Pașa a fost arestat în București, și n a fost arestat Osman Pașa? La Grand Hotel du Boulevard. La hotelul de la Calea Victoriei, care era cel mai frumos hotel al nostru, acum. pe atunci până la TN Palace, la cercul militar, de unde vin eu acum, exact acolo el era arestuit, dar era o formă, avea doi dorobanzi la intrare, toată clasa politică, venea, îl saluta, îl congratula, toți turcii s-au predat la noi, fiindcă știau că dacă se predau la ruși, ajungeau în Camciat, că aici ajungeau la hotel categoria 5 okay. stele. E, Asta este un lucru Pentru important. Să spunem, totuși, Carol era și uh, la plef, na? el era uh, șeful, conducătorul știri. Aici s-a da. și peste ruși. Chiar și peste ruși. Aici s-a cimentat uh, legătura dintre poporul român și dinastie. Mm. Aici. Până atunci, vă aduceți aminte, cât era presa antimonarhică, era libertate absolută a presii. El nu digera libertatea absolută a presiei. de i-a cerut lui Brătianu, de-abia în 82, clima, clima de lez majestate, a fost introdusă o restricție la libertate să nu se atace capete încoronate, dar știți că pretextul sau alibiul cu care cu multă prudență Brătianu a făcut și asta l-a costat prietenia cu cel mai mare prieten al lui, cu Cea Rosetti care era adevăratul dătător de direcție democratică, omul care era cu direcția democratică, era Rosetti, Brătianu Încerca să compună compoze avec realitățile. Asta era. Și a cerut Carol să limiteze legea libertății absolute, principiul care era de la 1848. Libertatea absolută a tiparului. Este o chestie absolut fabuloasă la 1848, care s-a păstrat în Constituția din 66, realizată tot de ea care e făcut 48. Și atunci carol nu era mulțumit de chestia asta, a cerut să se facă ceva și atunci Brătianu a venit cu ideea asta, lez majestatea, care era, vezi, doamne, către șefii de stat străini să nu jignim pe Kaiser, pe împărat sau pe țarul rusii, că altfel poate ne trezim cu niște unități aeropurtate la predeal de honvezi austrieci aeropurtați. Asta era problema. Și atunci, uh, Carol, uh, de fapt, nu se spunea ca să fie pentru Carol, de era valabil pentru orice cap în coronate. Nu puteai să-l mai atași pe Nici Carol. Pe Libertatea presiei rămăsese. E, asta a fost, l-a costat foarte mult, l-a costat prietenia cu cea Rosetti. Ruptura cu cea Rosetti, Brătianu cu Rosetti, nu s-au mai împretenit după 1882, când a intrat legea asta a presei, care restrângea fie și pe nivelul monarhiei, întreaga chestiune a libertății presii care era absolută până atunci. Domnule Nicolescu, din păcate, timpul se termină. O ultimă idee ca să încheiem așa rotund. Vorbim despre Carol, am spus la început că a domnit cel mai mult. Sunt multe personalități care domnesc sau care trăiesc foarte mult și după aceea, să spunem, cad cumva de pe un piedestal. Ei bine, Carol a avut cumva, zic eu, șansa să moară la timp. Adică am avut, am profitat, cum spuneați, de perioada bună a Germaniei, în care am, am avut și pactul secret cu puterile centrale, ne-am definitivat uh, uh, independența, am devenit în 1881 regat. Ei bine, în 1914, știm foarte bine, Carol vrea să intre de partea, să-și respecte cuvântul dat uh, puterilor centrale. Uh, Consiliul de Coroană, în majoritatea lui Covârșitoare, nu vrea acest lucru. Moare în 1914 și în 1916 intră Ferdinand în război, bagă România în război și ieșim cu un iar cu un noroc foarte, foarte mare în 1918 când iată facem România mare. Deci a fost un un noroc, să spunem, istoric a fost și un mare noroc istoric. Nu, moartea, Bine, mă, 18... moartea lui Carol I? Nu, moartea lui Carol I e tristă. Se pare că ultimele lui fra... ultima lui frază a fost ce nerecunoscător poporul român. Asta este ultima frază. Fiindcă n-au vrut să intre în război, dar interesul național era deasupra. A intra în război cu Germania ar fi fost o sinucidere, chiar dacă conservatorii care își doreau recuperarea Basarabii și aveau și dreptate, fiindcă acolo o era mult mai gravă decât în Transilvania, Uh, au optat uh, pe o poziție care uh, era de fapt corectă, chiar dacă cu probleme. Dar atâta vreau să vă spun, Carol este cel care, prin domnia lui, sudează și sudarea s-a petrecut la 78, 77, când poporul român l-a văzut pe Carol, care s-a pus în frunte armatelor, care mânca cu soldații și ofițerii să-i a condus, putea să se ducă la șamonic să facă schi. E, el s-a dus în frunte armatelor, folosindu-și experiența lui nu foarte mare militară din uh, 64 din războiul din Prusia, fiindcă el avea voință de. Da avem noi muzeul ăsta superb de istorie artelor, fiindcă la bază e colecția lui Carol I. El era un iubitor de istorie artelor, avea un suflet de artist. Iar uh, îmbrăcat într-o haină militară sudarea, nu întâmplător, coroana lui a fost făcută din oțelul de la grivița din niște tunuri turcești, fiindcă a fost momentul când s-a sudat legătura dintre familia regală și uh, țară. Până la 1877 știți bine, presa antimonarhică era extrem de activă, cum vă spuneam, și a continuat într-un fel, chiar dacă nu mai făcea acum ales majestate. Dar, Carol, după 1881, prin proclamarea regatului, consolidează tot programul național de la începând cu Revoluția de la 1848, care este pasul indiscutabil, hotărâtor care duce înainte țara, decolează avionul, cum v-am spus, de pe pistă, după ce rulase vreo 17 ani înainte în timpul regulamentelor organice, acum se desprinde și zboară, și perioada lui Cuza, care în partea lui pozitivă, consolidarea unirii și instituții moderne și așa mai departe, a avut un rol substanțial să nu se înțeleagă că eu sunt un mare detractor al lui Cuza, dar trebuie spuse niște realități care de regulă nu se spun și merg așa la un fel de imagine de pinal, cum zice francezul. Bun, Carol a, prin lunga sa domnie, a transformat în realități solide ere perenius, ca să zic așa mai tare decât bronzu, a consolidat toate aceste lucruri, a făcut din România, din 1914, care era deja o putere regională, important. Aveam, în 1912, l-aveam pe Titu Maiorescu, o mare personalitate, un rege respectat. De exemplu, în Bulgaria, lucrurile au fost cu schimbarea lor de macaz, de dinastie din 86. Nu era la fel. Bulgaria avea vreo 50 de ani întârziere față de noi în toate sensurile. Vreo 50 de ani, nu mai mult. Ei bine, și am ajutat noi cum am ajutat noi ne-au ajutat pe noi francezi, am ajutat noi pe bulgari și pe albanezi mai târziu pe 1912, în care un nepot al lui Carol, un prinț de vid care este îngropat în biserica luterană, nu prea se știe asta, a fost primul prinț al Albaniei. Ce vreau să spun este că această lungă domnie a cimentat, a pus în gips și apoi a cimentat această Românie, deci este într-un fel părintele consolidator al României moderne, ale cărei baze fusese răpuse însă de pași la 1848 cu ideile lor democratice, republicane și apoi continuată de Cuza care într-o parte a făcut foarte bine, în altă parte a cam scrântit-o, ca să spunem așa, și a rămas corigent în special la capitolul libertăți democratice, democrație. Dar ce face Carol, și interceptarea acestor momente fundamentale din acești 50 de ani de vârf ai familiei de Hohenzollern cum Hohenzollern în reflexie a primit uh, aceste lumini. Carol în 1800, 1914 este șeful unei țări, chiar dacă nu era unificate, dar unei țări foarte avansate. Începea și la noi o perioadă de bel epoc, începea un boom economic, un boom industrial. 1912, expoziția lui din 1906, e un moment din fundamental Carol. în amenajarea Parcului da. Carol, care este fosta Câmpia Libertății de la 1848, dar e bine să rămână Piața Libertății și Parcul Carol. Carol a fost amenajatorul pentru parc, dar Câmpia Libertății de la 48 este cea din față unde e acum fântână. Toate lucrurile astea fac din Carol, evident, o imensă personalitate a istoriei noastre, e un întemeitor, de fapt, e un fundator și un uh, întăritor, dacă vrem, fiindcă totuși lucrurile fusese uh, preconizate la 48 sub Cuza și așa mai departe, dar aici e vorba de consolidare. El este Carol Consolidatorul va urma Ferdinand cel loial de care l-ați amintit, care sigur va înțelege idealul național și deși și-a durat credință peste steagul Germaniei, a servit Germania ca ofițer, ca serviciu militar și a trădat Germania, trebuie spus chestia asta, pentru german nu e așa de loial și bine că a fost și scos din familie, dar pentru român, fiindcă el era regele românilor, înțeles că între a fi german și a fi regele românilor care ți-a oferit coroana, E, mai important, asta este mai importantă și în felul ăsta avem această Românie mare care se naște, dar sigur era amărât Carol în momentul când a dispărut. Această frază e regretabilă, dar este adevărată. Fundamental este că el a fost consolidatorul statului și cred că ăsta ar fi termenul lui consolidatorul statului. Bine, Niculescu, vă mulțumesc mult pentru prezență și sper să ne mai revedem la acest podcast. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați, istoria ne ajută să înțelegem prezentul și să facem alegeri corecte în viitor. Toate cele bune, la revedere!